Conform unor declarații ale organizatorilor, Astra Giurgiu ar urma să primească în această vară vizita celei mai titrate echipe de fotbal din lume. Real Madrid ar urma să își aducă vedetele în România pentru a juca împotriva Astrei un amical pe Arena Națională. Astfel, Budescu și compania vor ataca poarta lui Iker Casillas, iar Dani Coman sau Silviu Lung vor încerca să îi apere șuturile lui Cristiano Ronaldo. După ce în urmă cu 2 ani la București a venit Barcelona pentru un meci cu Dinamo, de această dată Real Madrid este cea care va juca în capitală pe Arena Națională. Adrian Theis a declarat marți pentru Mediafax că este posibilă aducerea echipei Real Madrid la București în luna august, în vederea disputării unui meci amical cu Astra Giurgiu. Există discuții avansate pentru aducerea echipei Real Madrid la București în luna august, pentru un meci amical cu Astra Giurgiu. Real Madrid se va prezenta cu 8 vedete din prima echipă, inclusiv Cristiano Ronaldo. Patronul Astrei, Ioan Niculae, confirmă discuțiile pe care le poartă cu organizatorii evenimentului. Suntem în tratative avansate. Singura problemă în acest moment este că spaniolii au propus o dată care s-ar suprapune peste turul 3 din cupele europene în sezonul viitor. Antrenorul Astrei, Daniel Isăilă, comentează informația și anunță pentru TV Giurgiu. Am înțeles că s-au confirmat că sunt ceva discuții, dar sunt la stadiu de discuții, nu știu exact. Nimic oficial n-aș putea să vă comenteze despre asta, decât că vă dați seama, e o mare plăcere și o mândrie să poți să joci cu un astfel de adversar, chiar dacă este un meci amical. Fiecare joc, pornești cu șansa ta, dacă ai 0,01% de șanse, trebuie să te lupți pentru ea, nu? Fiecare echipă are șansa ei înainte de fiecare joc. Real Madrid a fost desemnată de FIFA ca cel mai bun club al secolului 20, după ce a câștigat un număr record de 32 de campionate și 18 cupe ale Spaniei, un număr record de 9 cupe ale campionilor europeni și 2 cupe UEFA.